Evrei, capitolul 3, de la versetul 1, vom citi câteva versete. De aceea, frați, ființi care aveți parte de chemarea cerească, țintiți-vă privirele la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică la Isus, lăviți să fie Domnul, care a fost credincios celor ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui. Versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auzi glazului Dumnezeu, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Versetul 12, luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Vă dați seama cât de mare este riscul? O inimă rea și necredincioasă te pot despărți de Dumnezeul cel viu. Haideți să ne așezăm și să medităm la lucrurile astea. În timp ce eu vorbesc, dumneavoastră vă gândiți la ceea ce vreau să vă spun. Vă salut în numele Bisericii Betleem din Arad, Biserica Muntele Sionului din Gheoroc. Am văzut-o acolo pe sora Maria Bândean, membra bisericii noastre, o soră extraordinară, a venit, ați venit cu Yeti până aici? A e soră. Și ați venit cu mașina, cu, cu Scoda. Femeie curajoasă, nu, nu glumă. Abia am venit eu până aici. Am venit cu tinerii aceștia minunați. Bucur foarte mult de slujirea lor. E adevărat că au cântat frumos. O să vedem dacă e mai chemați data viitoare. Atunci ne convingem că a zis din toată inima. Ce pot să vă spun? L-am văzut aici și pe Gabi, cred că mai sunteți de la măgheruș, și nu știu dacă nu cumva vinovatul care mi-a rezolvat cauciucurile e chiar aici, în biserică. Aș vrea să-l cunosc dacă e aici, la final. Am avut 20 de mașini până acum, de la 19 ani, de la 18 ani, 20 de mașini. O singură dată în viața mea am mai avut cauciucuri noi. Și am avut ceva probleme la, la unghii de fugă și milia ros într-un an de zile. Bucuria mea, am zis, acum 10 ani nu mai pun cauciucuri, da, de unde? Și a doua oară le am acum cauciucuri noi la mașină. 20 de mașini, am calculat anii, cea mai tânără a avut 18 ani, mi-a dat 420 de ani. Deci îl plimbam și pe Ștefan cel mare cu mașina, dacă e treia. Ce să zic? Asta pe care o am acum este una foarte frumoasă, foarte sigură și dau slavă lui Dumnezeu și încălțată de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze! Frați și surori, numai mila lui Dumnezeu ne-a rânduit să ajungem până la dumneavoastră. Vreau să vă spun că am avut o săptămână foarte grea, două săptămâni foarte grele. Chiar ieri, o zi plină, 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 până la 11 seara. Am avut și seara prelungită, rugăciunea cu ungerea, cu un delem pentru frați. Când mă duc acasă la 12, când să mă pun să dorm, fetița a avut saturația de oxigen 88, soția a început să plângă, i-am urcat în mașină și am plecat la urgență. Până la 3 jumate azi noapte am stat la, biserică, la urgență. Am mai dormit în mașină, vreo două, trei ore am dormit, am venit, și mă pregăteam să mănânc. Pe când să mănânc am pus, da, ispita m-a pus să pun pe GPS bistrița Năsăud. Când mi-a dat șase jumate. Că ajung la șase jumate. Mă lăsa picioarele. Gata, am zis, dăm repede ceva. Am sunat pe surori să-mi pregătească un sandwich nici n-am apucat să mănânc. Dacă nici n-ați pregătit nimic, la urmă să știți că plec flămând acasă. Uh, și pe, am zis, Doamne, tu poți să faci o minune. E distanța mare, 450 de kilometri, deci treceam de Viena, ajungeam la Linț și am zis, Doamne, fă o minune, nu vreau să întârzi, mi rușine să întârzi. Credeți-mă, sunt foarte rușinos în privat. Când întârzi, încrapă obrazul de rușine. Ajută-mă cumva. Vreți să înțelegeți că Dumnezeu m-a ajutat, a făcut o minune și la fără 20 am fost în curtea bisericii dumneavoastră? Îi dau slavă Domnului și cred că în seara aceasta are să ne învețe câteva lucruri. De aici mă duc îi las pe tineri acasă, de acolo mă duc în munți, în parâng Niște tineri sunt în tabără, acolo voi sta cu ei două zile, apoi mă duc acasă. Uh, S-ar putea să fie aici. Vă citesc o poezie pe care am scris-o după ce au plecat doi părinți cu inima frântă de la consiliere. Și am zis, Doamne, sunt și eu părinte, îmi cresc copiii mari. Ajută-mă copiii mei să fie serioși și cu minți. Mi-au povestit comportamentul copiilor lor. Vă spun drept că tare amărât am fost în ziua aceea. Tare amărât. Dacă ești aici, băiat și fată, și îți bați joc de părintele tău, pe ochiul care își bați jocorește părintele, îl vor mânca corbii și îl vor scobi la râu. Va avea parte de moarte praznică. Drept e Dumnezeu că pedepsește cu nefericirea pe viață pe băiatul și fata care își bat joc de părinți. De aceea, s-ar putea Dumnezeu în iubirea Lui să te mai cheme dată. Și am numit poezia aceasta, cât să mai plângă mama. Cât să mai plângă mama pentru tine, băiete tu și fată dragă, cât să mai fie tatăl necăjit de vorbe, de ocară, de banii cheltuiți în vânt, de viața ta murdară, cu ochii ei zâmbind spre cer când ai venit pe lume, și mâinile ei calde și moi, întinse cu iubire și dorul ei arzând în piept, viu Domnului să-i te închine. De ce acum în urma ta lași lacrimi fără număr pe obrazul ei curat și sincer, sapi riduri după riduri? Nu știi că fericirea ta atârnă în cinstire de mama ta, de tatăl tău, de-a lor fericire? cu vorbe aspre de aspridă și cu priviri ostile, îți răsplătești ai tăi părinți și speri la fericire? Aceeași mamă încrețită de ani și suferință, ascunde în suflet o amărât iubire și credință. Când tu te îndrepți spre locuri sumbre cu fiai nopții lumii, ea e plecată pe genunchi până la apusul lunii. Să nu o vezi dușman în sine, să nu-ți fie rușine, am bătrânit dorindu-și sincerție să-ți fie bine. Vei fi părinte în curând și vei culege roada a tot ce ai semănat râzând, lăsând părinții la să știi că vei da seama. Azi te îndemn să fii cinstit, să-ți recunoști greșeala, să o repari cât se cuvine și vei primi iertarea cât iartă un părinte în lume, doar Dumnezeu o știe. O, fiule rătăcitor, ce privegești departe pentru părinte, ești tot fiu. De la șorgoliile firii și viciile toate. Adună-ți forța ce -o mai ai și ia locul la masă. Cu dragoste ești așteptat să te întorci acasă. De vei privi mândru semeț la ultima chemare, vei mai găsi doar un baston și soba și și prăbușit vei plânge în pumn că n-ai cerut iertare. De aceea, fiule, te întreb, cât să mai plângă mama? Dacă a plecat dintre cei vii, mai dui o floare la mormânt și spune-i îngânând, plângând, că nu a plâns degeaba, iar de trăiește nu uita să-i fie o mângâiere slujește-i cerului cât poți. Mama, în rugăciuni fierbinți, lui Dumnezeu îi cere. Oferă-i floarea cea mai scumpă, cât îi simte mirosul. Cinstește-ți tatăl cât e viu. Curând vei sta lângă sicriu și nu vei mai putea să știi. Vei plânge că e prea târziu. Oare de ce suntem atât de răi? Și prețuim o persoană doar atunci când nu mai este. Vai ce bun era păstorul ăla. Și atunci dacă era bun, de ce l-ai bat jocorii toată viața și nu l-ai urât? Că a avut cu 15 voturi mai mult ca tine. Vai ce bun era dirijorul ăla de cor. Păi dacă era bun, de ce n-ați avut grijă de el? Vai ce bine era cândva când ne înțelegeam bine. Păi, dacă a intrat duhul de politică bizericească între noi și nu mai e bine? Frați și surori, l-am rugat pe Dumnezeu, probabil că sunt obosit și o să fie predica un pic mai acidă, dar nu neapărat, dar pe alocuri am zis, Doamne, dacă nu mă însoțești cu dar de cunoștință și călăuzire profetică, nu mă duc de acasă, nu plec. Fetița, uh, 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 soția se dusese după băiat, fetița era pe pat, de, uh, detectată sau diagnosticată azi noapte cu ast, destul de agresiv. Și am zis, iubit, aveți că plec, că întârzi. Așteaptă-o pe mama până vine. Da, tată, și nu are numai 5 ani, dar ta înțelepciune are, ce bine că seamănă cu mama asta. Doamne, ce bine că seamănă cu ea. Frați și surori. Vă rog să fiți foarte atenți că pe alocuri vor fi niște paranteze profetice specifice pentru unii dintre dumneavoastră. Câteva posibile direcții în care privim și dacă e bine să privim și cât de bine este să privim și cât de lung să privim și cât de mult. Să știți că cele mai mari războaie spirituale pe care le avem vin din cauza acestor două ferestre, ochii care nu se mai satură văzând și urechea auzind. Știți cu ce a venit satana prima dată? Până dimineața, Eva. Dimineața, cine ești tu? Ei, cine sunt eu? Te invit la micul dejun. N-am voie să vorbesc cu tine? Ei, nu fi sălbatică. Uită-te la pomul ăsta. Așa e că e frumos. Fructul pasiunii. Uită-te la el! Și s-a uitat. Și s-a uitat. Lăsați-l, că a zis mama. O silabă la plural. E ceva extraordinar să auzi mama din, cauza, din, gura unui copilaj. Și s-a uitat. Și s-a holbat. Și a murit. A mâncat și a murit. Cea mai mare bătălie se va da de aici. Haideți să vedem câteva posibile priviri, și apoi uh, ne, vom, uh, ne vom ruga și vom pleca acasă. Prima posibilă direcție în care privim, și sunteți mulți care priviți, e privirea în spate, în urmă, în trecut. Nu știu dacă ați înțeles, dacă dumneavoastră sunteți la curent. Dar Satana are cea mai puternică armă pe care o folosește astăzi, inclusiv împotriva credincioșilor, și anume traumele din trecut, dramele din trecut, neiertările din trecut. Știți că o neiertare poate să creeze schizofrenie? Știți că o neiertare poate să creeze boli psihice, psihoze? De ce? Pentru că nu le-a rezolvat. Și știți că pe măsură ce îmbătrânim iertăm tot mai greu? Ascultați-mă dumneavoastră, frați și surori! Vorba lui Adrian Păunescu, fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni, iertați astăzi ce trebuie să iertați, că s-ar putea să nu mai aveți puterea să faceți asta. Dar punem altfel problema. Dacă te lovește un Alzheimer și nu-ți mai aduce aminte ce ai greșit, ce faci? Ce faci cu păcatul ăla? Că nu-ți mai aduci aminte, pur și simplu. Ăla rămâne nemărturisit. Ăla rămâne nerezolvat. Ce faci cu conflictul acela între tine și sora ta și fratele tău? Că vine și spune, tu cine ești? Păi eu sunt frate, tu cine? Și nu mai știi ce faci. De aceea, dragilor, când te uiți acolo în urmă, dragă soră, ce vezi acolo? S-ar putea să vedem lucruri care nu trebuie să le vedem și anume, nedreptățile altora. S-ar putea să vedem uh, o mulțime de lucruri care există acolo, uh, care există acolo în trecut. O grămadă de nedreptăți ale altora, o grămadă de abuzuri, o grămadă de suferințe pe care le avem. Nu avem ce să căutăm în trecut, decât în două direcții avem voie să mergem în trecut. Două domenii, și anume, unul să ne aducem aminte de binecuvântările lui Dumnezeu. Când îmi este greu și mi se pare că sunt într-un labirint fără ieșire, mi se pare că totul este închis în jurul meu, zice David, mă uit în jur, îl văd pe Amsalom că vine cu armata împotriva mea, pe de o parte mă simt îngrădit și mi-a trecut de partea celorlalți, ăsta la alt, Ahitofel și ceilalți, ce fac? A, zice David, mă uit în urmă, voi înălța paharul zbăvirilor, Îmi aduc aminte că Dumnezeu a fost lângă mine. Dragă soră, atunci când trebuia, când erai pe masa de operație și trebuia să naști, și a zis doctorul, îi naștere cu risc ridicat, probleme foarte mari. Și a zis atunci, ai luat niște hotărâri, Doamne, dacă mă vei ajuta să trec prin nașterea asta. Și ai luat niște hotărâri. Ia adu-ți aminte ce hotărâri ai luat. Le-ai dus la îndeplinire? Știți că Dumnezeu nu privește cu plăcere spre cei care au hotărâri și nu le îndeplinesc? Aduți aminte că Dumnezeu te-a izbăvit. Aduceți-vă aminte că v-ați plecat pe genunchi, că n avea ce să puneți pe masă la copii. Și Dumnezeu a trimis pâine, a trimis corbii lui ca în somn. Înălțați paharul izbăvirilor, frați și surori. Nu vă blocați în circumstanțele vieții. Nu vă blocați în problemele care vin curente ale vieții. Aduceți-vă aminte că Domnul a fost cu dumneavoastră. Brațul Domnului este puternic. Și știți ce zice în seara asta? Te-am purtat pe brațe și n-am obosit. Vreau să te mai port. Ce promisiune mai vreți din partea lui Dumnezeu? vrea să vă mai parte pe brațe. V-a și vrea să vă mai izbăvească. V-a scos din datorii și vrea să vă mai scoată. V-a vindecat atunci și vrea să vă mai vindece. El Rafa, Dumnezeu care vindecă, să aducă vindecare în seara asta. Slăvi să fie Domnul în veci. N-aveți ce să căutați acolo decât să înălțați izbăvirile. N-aveți. Și sau să vă mai uitați acolo și să găsiți păcate care trebuie mărturisite. Atât. Da, 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 când eram la liceu atunci, am păcătuit, am mințit-o pe mama. Da, stai că atunci am făcut o declarație falsă în actele alea. Am semnat și nu era așa. Da, astea trebuie să vă aduceți aminte, le mărturisim și Dumnezeu le iartă. În rest, n-aveți ce să căutați în trecut. Știți că satana vine după ce te-ai pocăit, vine cu trecutul tău. Dar tu nu știi cine ai fost, mă? Așa îmi spunea mie un, un domn. Păi tu vorbești, bă, tu știi cine a fost taică tu? Pe cine? Păi bea până pica pe șanț și îl aducea bunăta cu roaba acasă. Am zis, ies, Doamne! Aici se vede harul tot cel mare, că dintr-un bețivan ai făcut un predicator, dintr-un bețivan ai făcut un tată de 13 copii care îi slujesc lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Aici e harul lui Dumnezeu cel mare și binecuvântat. Frați și surori, satana încearcă să vină cu trecutul tău. Dumnezeu ne-a iertat, dar avem o problemă, nu reușim noi să ne iertăm. Nu reușim noi să ne iertăm. Și vine cu trecutul, da? Dar știi acolo ce ai făcut? Spunea un frate, când satana vine și te minte cu trecutul tău și îți aduce în față trecutul tău, tu adui în față viitorul lui. Și spun, iazul de foc și pucioasă te așteaptă, moartea a doua te așteaptă, vei fi legat o mie de ani, dezlegat un pic și apoi legat pe veșnicie. Nu vă lăsați mințiți de diavolul. Frați și surori, ceea ce Iisus Hristos a iertat, iertată pentru totdeauna. Dragilor, nu vă mai lăsați amăgiți din trecut, nu mai scormoniți acolo în trecut. Știți care e marea problemă? Marea problemă că sunt în seara aceasta aici, frați și surori prezenți, care nu doar că duc păcatele lor nemărturisite în spate, dar le duc pe ale altora mărturisite și iertate. Fiți atenți! Dumneavoastră aveți o, aveți o, memorie, în memoria dumneavoastră, un film, o fază. Când au venit ajutoarele în urmă cu 25 de ani, pe vremea când eram săraci, au venit ajutoarele și ai văzut pe un frate că a luat o cutie mai mare, care era și mai goală, avea un ursuloi, ordină la mare și două, trei ciocolate. Caia mai mică avea mai, mai mult dulce. Mă rog, Singura dată când prindeam și noi să mâncăm, când eram de vârsta lor așa, mă duceam la mamaie, mama, mama, dă-mi un cub de zahăr. Și au zis, sparge toate lemnele, o căruță de lemne trebuia să sparg. Așa era bun, cu ăla de zahăr. Și spărgeam o căruță de lemn, mă duceam, mama, mai, da, mai dai unul? Acum le așezi! Și le mai așezam, cu îngluceam, cum munceam, cu atâta drag, că știam că la final primesc un cubuleț de zahăr. Și când venea Crăciunul și când veneau ajutoarele astea, vai, 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 că atunci ne săturam până când ne era rău. Și zice, am văzut eu acolo, s-ar putea să se fi pocăit fratele la de 20 de ani și să fie iertat problema. Și tu încă o mai duci în spate. Dragă frate, care sunt gunoaiele fraților pe care le duceți? Lasă tomberonul lui în pace, că l-a iertat Hristos, slăvit să fie Domnul, în veci de veci. Nu-l mai duce în spate, dar îl ducem cu noi. Îi facem pașaport, îl ducem cu noi în America, îl aducem înapoi, îl ducem în Spania, îl aducem înapoi. Doi că merge. Suntem gârbovi de păcatele altora. Nu mai privi în trecut la lucrurile astea. Nu mai privi în trecut. Nu vă mai hrăniți cu gunoaiele din trecut. Un frate s-a rugat într-o biserică, Doamne, iartă toți scafandrii din biserică. ce ca scafandrii, aici e munte. Doamne, iartă, mă zice, ăsta cred că a uitat că a predicat la mare. Doamne, iartă, toți scafandrii din biserică. Fraților, ce vă mirați așa? Au zis. Dumnezeu ia păcatele noastre și le aruncă în Marea Uitării. Dar e câte un scafandru la adunarea generală care să duce el și-a masca, intră în Marea Uitării și scoate în fața bisericii. Uită-te, mă, ce ai făcut. Doamne, iartă, scafandrii de la Emanuel în seara asta, amin. Mai sunt și pe ei scafandrii. Îi vedeți la adunarea generală. Când își dă masca jos. frate păstor, pe ăsta ne-l-ai chemat în seara asta, să nu-l mai chem, să ascultați de dânsi, să nu mai chemați. Privirea în urmă, privirea în jos. Dragilor, privirea în jos e foarte periculoasă. Uitați-vă la bogatul ăsta pe care Domnul Dumnezeu îl botează nebun. Bogatului nebun. În limba franceză, în Biblia franceză, așa e titlul, pilda bogatului nebun. Ăsta numai în jos să uita. El nu știa ce e în sus. Numai atitudinea, n-ați observat-o niciodată? Ce mașină are asta? Ăsta vorbește. Asta e cântare de sus în jos. E groaznică, e diabolică privirea asta. Știți de ce? Pentru că Biblia spune fiecare dintre voi să vadă pe aproapele sau cum? Mai presus, pace frate, ce bine că ne-am întâlnit cu respect, cu demnitate, cu onoare. Dar tu când îl vezi așa, tu nu dai doi bani pe el, s-ar putea să ai în inima ta mare procent de diavol. Și e grav. Aroganță. Știți că nu vine Hristos la stăruință? Nu vine Hristos în adunare până când munții aroganței nu sunt coborâți. Valea complexelor de inferioritate nu este ridicată. Să se netezească cărările și să vină Domnul și să aducă biruință și binecuvântare. Dacă ești din seara asta aici și te uiți așa de sus în jos la alții, privirea semeață, oameni semeți așa, știți, mândri aroganță. Îl vezi imediat când se uită așa într-o parte, își face ochii mici așa, deja te psihologic te face mic așa și te vede. Când un om are ochii mari așa, te vede, e fascinat de ce spui, face ochii mari, e curios, Dacă când stă așa și se uită cumva, deja 50% din corp e plecat, să întoarce cu spatele, nu dau doi bani pe tine. Dacă ești aici în seara asta, nu e bine să privești de sus în jos pe nimeni. Pentru că Hristos ne-a privit. A zis, Tată, te rog pentru aceștia, Tu mi-ai dat și vreau să fie acolo în cer și să ne înalți și Dumnezeu ne iubește. Dar să știți că în jos, zice, pe, zice Ioan, care era mai tânăr dintre ei, este Domnul. Nici n-a mai cercetat să vadă ceva semne pe el. A sărit direct în apă și a mers pe, pe apă. Domne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Și merge. Doar că se uita la Domnul și mergea pe apă ca pe asfalt. Dintr-o dată s-a uitat, e aici, valuri și a început să se scufunde. Frați și surori, nu vă mai uitați în jos la pământ. Știți care este unul dintre duhurile care lovesc foarte tare pocăiți după 50 de ani? Eu personal sunt în criză de idei, nu mai știu cum să-i împac. Duhul de lăcomie, de zgârcenie și de lăcomie. Auziți cum se manifestă? Stă doamna în apartamentul ei și zice, mă, da, acolo în uh, Zagra, zic și eu, cred că este, că dacă Zagran, probabil că e din Zagra, da, sau acolo în, uh, uh, noi avem în Agrișul Mare, unde predau uh, de 15 ani de zile, avem foarte mulți în jumătate de biserică sunt bistrițeni, Onișor, Bucilă și alții și alții, sunt o grămadă de aici de la dumneavoastră, urs și alții, cred că sunt cu dumneavoastră, sunt oameni extraordinari. Și zice acolo, nu cumva în deal aveam noi un hectar, mă, dar cine-l moștenește pe ăla? Gata, și s-a instalat Duhul. Și imediat se duce la sfatul popular, să duce la primărie, vreau să văd averea lui răposatul și gata, și intră duhul, și intră în judecată, unul cu un avocat, altul cu un avocat. Câți dintre dumneavoastră nu sunteți în procese, poate cu cei de lângă dumneavoastră? Câți dintre noi nu suntem, poate, n-ați avut măcar o dată în viață un conflict cu cineva de la gard? De la gard, nu? Că aici trebuie să fie, ba aici, ba aici, ba aici. Frați și surori, nu vă mai uitați în jos în cartea aceea, cea mai veche carte, inima omului, e o cărticică mică așa, Duhul acesta de lăcomie este asemănat cu broasca, Duhul de broască, trăiește pe pământ, tropăiește pe pământ, mănâncă pământ, doarme în pământ, moare în pământ. Lăsați pământul! Noi așteptăm pe Domnul Isus Hristos să vină, s-a dus să ne pregătească un loc în cer. Nu mai țineți ca orbu de bătă de lucrurile astea care putrezesc într-o zi. Noi ca teologie vreau să vă spun, avem cea mai corectă teologie pentecostală, cea mai aproape de Biblie, de biserica primară. Asta predic, asta cred și asta sunt convins. Dar practica uneori e a martorilor lui Jehova. Am vrea și cerul, dar am vrea și pământul. Am vrea să ne fie bine acolo, dar am vrea să ne fie bine și aici. Ne luptăm, domnule, că trebuie dreptul meu. N-am niciun drept pe pământul ăsta. Nu aparțin pământului. N-am niciun drept. Îi dau slavă lui Dumnezeu că am primit de la primărie 300 de metri pătrați. Pe 75 de metri mi-am făcut casa și mi-a mai rămas un pic. Un pic. Și nu mă întrebia mai mult. Pentru ce? Să se lăfuiască martirul lui da? Să-și construiască. Ei să plimbă la cravată toată viața și după aceea să se lăvoiască în fotoliile mele. Să-și cumpere. Eu am împachetat într-un mod frumos, dar mulți dintre noi suntem virusați de duhul acesta de lăcomie. Și intrăm în tribunale și ne batem de la o casă, domnule, și de la... A venit o doamnă și a zis, frate, roagă pentru mine. Da ce s-a întâmplat? 10.000 de euro am cheltuit la avocați. Pentru? Pentru o amărâtă de garsonieră, frate, că nu face 10.000 de euro. Dar cu cine? Cu sora mea. Două surori suntem. I-am pierdut pe toți și a câștigat ea procesul. Am zis, nu, soră, nu e pierdut, e câștigat. Două grame de minte, fac 10.000 de euro. Dacă mai găsiți undeva, spuneți mă împrumut în bancă și cumpăr două grame de minte. De înțelepciune. Câți dintre noi nu suntem în lucruri din astea? Nu vă mai uitați în jos, fraților, că cine se uită în jos a zis, Lot, iubi, vine, că vine potopul. Da, da, vin, vin. Și se gândea, oare poșeta aia la altă? Și aia -alt.... Da, iubi, vine focul, uite-l că vine. Și s-a întors și a adus aminte că nu știu ce cercei a uitat înapoi. Și s-a transformat în strun de sare. Ce lucruri ne țin pe pământ, frați și surori? Nu vă mai uitați în spate, nu vă mai uitați în jos. A treia posibilă direcție, privirea, introspectivă, în interior. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din trupul Domnului. Apropo, m-a interesat foarte mult de ce avem atâția bolnavi pe listele bisericilor noastre. Și Dumnezeu mi-a răspuns. Cei mai mulți sunt bolnavi pentru că tratează într-un mod irresponsabil cina Domnului. Nu știu când ultima dată la cina Domnului s-a amintit paranteza asta. Din pricina aceasta, 1 Corinteni 11, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin mor. Sau dorm. De ce? Că vă apropiați în mod irresponsabil de cina Domnului. Dumneavoastră știți că sunt oameni care n-au luat cina Domnului de ani de zile? De ce n-ai luat-o frate și soră? Vrei să se rezolve problemele? Vrei să ai putere? A venit un domn. Iertați-mă dacă, dacă am procedat greșit. Dar la urmă, îmi, îmi atrageți atenție. Și zice, frate, zice, eu sunt tribunal cu sora mea. Tribunal! Tribunal, domnule! Și zice Pavel, însuși lucrul ăsta e o rușine, fraților, că vă judecă magistrații corupția lui Cezar. Nu este un frate să judece între frate și frate? Ba da, îi plină biserica de oameni înțelepți. Dar cine e bag în seamă? Mă, nu-i bine, mă, mă nu-i frumos, mă, ba, nu mă interesează. Fă urât, Făte de urât dacă. Și zice, frate, de 25 de ani n-am luat cina, domnule. Ești cu sora mea. Și eu stăteam pe telefon. Frate, mă ascult sau nu? Da, te ascult cu mare interes. Păi și ce faci pe telefon? Îți pe olx.ro Păi, caut și crie ieftine. Să mormântăm un cadavru. Nai ai cum să ai viață? Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață, are vibe, are vitalitate, e plin de energie. Cine nu, umblă cu prostii și cu nimicuri. Frate, zice, așa grav e? Da, am zis, există riscul să mori. Urgent! Și-a rezolvat problema o lună următoare, luat cina Domnului. Frați și surori. Dar am întâlnit o situație la o soră, tot așa nu luase de foarte mulți ani cina Domnului, că fata ei a mers în lume și nu amintesc ce a făcut acolo. Și a zis că nu mai au cina Domnului până când nu vine fata. Soră! Oprește-te! s-ar putea să fiți aici în seara asta. Nu procedați bine. Deja satana a înghițit-o Acum vrea să te înghită și pe tine și să-ți ia viața. Din tine ce o mai ai. Și am zis, duminica, vi -ă, luna viitoare, lângă mine stați la cina Domnului și luați cina. Să primiți viață, să primiți putere în mijlocire. Să dea Dumnezeu duhurile deoparte, să puteți posti. Și sora asta s-a împărtășit, a primit viață. Nu vă lăsați, nu lăsați pe vrășmașul să vă fure bucuria mântuirii. Dragi părinți, nu vă învinovățiți la nesfârșit. Știu că vin prietenele dumneavoastră și l-am văzut pe băiatul tău cu țigara în mână. Dragi surori pe Nina, nu mai înțepați, nu mai injectați venin. Credeți că mama aia nu știe? Ea știe înainte de a afla tu. Înainte ca băiatul să ia țigara în mână, ea deja știe, simte în inima ei. Ce bun, ce plus îi aduci tu că vii și bași degetele noi, că l-am văzut pe fiul tău, l-am văzut, am văzut o pe fică ta cu un golan. și ce mare lucru. Dar uitați-vă cum sună când îi zici, sora mea dragă, am auzit că treci printr-un necaz. Să știi că săptămâna trecută, două zile de post am luat pentru tine. Suntem lângă tine. Întărește-te și îmbărbătează-te, dragilor. Haideți să privim în casa noastră. Nu vi se pare că suntem specialiști în creșterea copiilor altora? Nu vi se pare că știm exact cum trebuie să zâmbească nevasta altuia și a noastră? Știm exact cum e casa altuia și a noastră? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși zice Isaia până în capitolul 5 lovește cu barda profețiilor, vai de cei ce zideți casă lângă casă, vai de voi vai de voi, vai de voi și când se întâlnește cu Iisus Hristos, Isaia 6 vai de mine dragă bărbat probabil că în sinea ta ai un duc de judecată la, cap la adresa unui frate din comitet cum e casa ta cum sunt copiii tăi Zice, vai de el ce-a putut să zică în predică. Dar de casa ta e ferice, e bine, e în regulă. N-ați vrea să ne văităm fiecare în dreptul nostru? Știți că s-ar putea să ne cercetăm? Și aici două pericole. Și ca fariseu să spun, eu sunt bine, domnule, am toți copii în biserică, dar, dar n-ați ajuns încă în cer. Sunt oameni care se cercetează și văd numai ce bine. Vin la mărturisire și zice, n-am nimic de mărturisit niciun conflict, ceva. Nu, mă înțeleg bine cu toată lumea, totul e în... Și stau și l ascult și mai îl mai întreb un altă. Nimic, nimic, totul e în regulă. Și numai dintr-o dată zic, slavă ție, Doamne, că Sfântul Filoftei și Sfânta Filoftei a venit la mine în, în, în birou și n-are nimic, 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 nimic. Ia și Iisus Hristos! A, ah, dar nu, frate, că ar fi câte ceva și când începe, și când începe. S-ar putea să vezi numai, eu postez de două ori pe săptămână, eu uităm în oglindă, dau zeciuială, eu am vorba aia când s-a renovat, frate, cât ai dat tu și cât am dat eu. Dar ce, tu ai dat numai să, să te validezi social în biserică? Sau ai dat în numele lui Isus Hristos? Nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. S-ar putea ca fariseu să-ți vezi numai lucrurile pozitive și bune, dar s-ar putea ca vame și să zici, vai de mine, ai milă de mine, Doamne! Frați și surori, când ne uităm în noi, haideți să fim cinstiți cu noi înșine și să-i zicem, Doamne, ai milă de noi, amin? Doamne, ai milă de noi, amin? Doamne, ai milă de mine, amin? Fraților, dacă nu ziceți, mai zic o dată, așa ca fratele dumneavoastră, Gabi Zăgreanu, Doamne, ai milă de noi, ziceți amin din toată inima și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Patra direcție posibilă, Privirea oamenilor care privesc în sus. Amin? Uitați-vă ce spune Evrei 3 cu 1. De aceea, frați sfinți, și aici, până aici, să știți că n-a fost pentru dumneavoastră. Pentru unii dintre dumneavoastră. Dar ca, punctul acesta este pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, frații mei scumpi, pentru care a murit Hristos. De aceea, frați sfinți și surori sfințe, finte, care aveți parte de chemarea cerească, ați simțiți vă privirele în sus. La apostolul. Și marele preot ar mărturisirii noastre, adică la Isus. S-ar putea să fii în poșetă la tine să ai un diagnostic greu și să ai medicamentele după tine. În boala ta privește la Isus. Asta a făcut Bartimeu și a fost vindecat în numele lui Isus. S-ar putea să fie niște datorii atât de mari de nu-ți mai vezi capul, nu mai știi cum să ieși afară. În datoriile tale, ridică-ți privirile în sus, la Isus. S-ar putea să fie în mijlocul unui cuptor cu niște văpăi atât de mari. Copilul tău, căruia ai schimbat 479 de pempărși, vine și hulește numele lui Dumnezeu și te jignește în ultimul hal. Ca tată, nu mai dă doi bani pe tine, nu-ți mai dă cinste de tată. Și zici, Doamne, atât de tare arde cuptorul acesta, ce să fac? Fă ce a făcut Shadrach, Meșac și Abednego. Privește la Isus cere ajutorul lui Isus și a zis, Doamne, ajută-ne. Și Isus a zis, da, sigur că da, vin în mijlocul cuptorului. Nu știu cât de tare arde cuptorul, dar știu că Dumnezeu e coleg de, de foc cu noi. Dumnezeu e cu noi în cuptor, e cu dumneavoastră acolo. Dacă numai asta ai înțeles în seara aceasta, dragilor, privește în sus, privește la Dumnezeu. Când veți vedea toate lucrurile acestea, privirile voastre să fie ațintite unde? În sus, pentru că de acolo vine Domnul. Însuși Domnul cu glasul unui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu va veni în scurtă vreme, va suna și se va auzi strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Frații mei scumpi și surorile mele dragi de la Emanuel, noi îl mai așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină? Putem să zicem din toată inima, Maranata, vino Doamne Iisuse, haideți cu toată adunarea să ne uităm spre cer și să zicem, Maranata, vino Doamne Iisuse, nu să zic, haideți să zicem cu toții, că mirele se bucură. Maranata, vino, Doamne Iisuse! Un mire care vede mireasa doritoare pentru nuntă. Se bucură și m-aș bucura în inima lui Iisus Hristos să fie un strop de fericire în seara aceasta, că Biserica Emanuel își dorește să vină Domnul. Priviți în sus! Am uitat să mai vedem cerul prinși cu problemele noastre, dumneavoastră, surori și frați, care aveți suferințe, care vezi boli și care tot așteptați și vin prorocii că va fi bine și nu e bine, mai așteptați un pic. E minunat cazul fratelui Nelu Brie, care la 55 de ani, către 55 de ani, e tată. Și a zis soția lui, de 25 de ani, 20-25 de ani, am camera pregătită și pătuțul pregătit. Zeci de prorocii, teanc de prorocii una după alta. Și au venit de și la domnia să aș sta o dată de vorbă cu ea, aș face un podcast cu, cu dumnea ei, să, să ne povestească perioada asta de așteptare. Și după 20 de ani, pătuțul ăla să aibă un bebeluș în el, frați și surori, femeia aceasta, doamna aceasta, sora aceasta, a știut să privească în sus. S-ar putea să fie diagnosticul greu, s-ar putea să fie boala grea. Priviți în sus, la Domnul nostru Isus Hristos. Pentru că, dragilor, dacă mai există o privire în stânga, era Domnul Iisus pe cruce, avea în dreapta și în stânga. Unul din dreapta a zis ceva frumos și bun, dar cel din stânga era batjocoritor și a zis Auzi tu mă, ești tu cumva Hristos? Ia mântuiește-te pe tine și mântuiește-te și pe noi. Frați sfinți, în stânga, dacă priviți, găsiți batjocoritori. Și spune cuvântul Domnului 2 Petru 3 cu 4, să știți că în vremurile din urmă s-au ridicat mulți jocoritori, plini de jocoră și jocoresc în numele Lui Dumnezeu. Nu priviți în stânga, acolo stâlhari batjocoritori, oameni care calomniază, oameni care văd numai rău în biserică, oameni care văd numai paiul din ochiul altora și are un metru cub de grindă în retină, în fipt. Dar el vede paiul celuilalt ăsta în stânga ta. Știți că stăteam câteodată la închinare și acolo vine diavolul. Lângă... Uite-te, vă la asta, ce predică lângă... în timp ce se predică, își dă coate numai. Bă, ce zici, mă, Îl mai suportăm, mă. Eu mă ridic, mă, și plec, mă. Uită-te, mă, ce... asta e ide... asta e predică. Bă, lasă-mă, eu nu sunt de acord cu... În timp ce se predică, Fraților, dacă aveți unul, nu vă dau o dezlegare, dar să simtă că acolo e un om serios lângă el. Bă, nu ți e rușine, zi tare! Bați jocoritorule! Aici e Isus în adunare! Aici este casa lui Dumnezeu! Aici nu are ce să caute bat jocoritorul! De aceea cel rău nu poate ține a capul sus în ziua judecății, nici păcătosul în adunarea celor neprihăniți. A zis un domn din Agrișul Mare, nu știu dacă nu cumva e chiar bistrițean, și când soția lui s-a hotărât să se boteze, a zis, în ziua botezului vin și te omor. În apă. Și a venit pregătit cu cuțitul la el. Și a început, a intrat în biserică pregătit să facă o nenorocire. Și când a intrat, el era plin de ură, dar era adunarea celor neprihăniți. Duhul Domnului l-a luat în primire și a început prima cântare, și a început a doua, și a început a treia. Frații știau că e acolo a început să plângă pe când s-a apropiat botezul. Era un pic pilit. S-a dus în față, a căzut pe genunchi și a zis: "Eu vreau să intru cu soția mea în apă. Vreau să ajung în cer cu ea." Frații au făcut o ședință pentru că era un pic amețit. Nu e o regulă asta? S-au rugat, s-au consultat între ei și unul dintre ei a avut o revelație și a zis: "Îl botezăm împreună cu soția." a nu se înțelege că se botează oameni în stare de ebrietate, a fost un caz, o călăuzire specială. I-a botezat împreună. În ziua de astăzi este prezbiter în biserică și slujește lui Dumnezeu. Bat jocoritorul când vine în biserică trebuie să spună aici nu-i voie mai să dai co coate, aici nu-i voie să-ți bați joc de sora cărea nu i-a ieșit bine cântarea, aici nu-i voie să-ți bați joc de dirijorul de orchestră, de dirijorul de cor, nu-i voie, aici nu-i voie să-ți bați joc de tânărul care dă îndemn și nu prea iese, nu-i voie să-ți bați joc de predicatorul tânăr că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slave, nu-i voie și bat jocoritorul să se pocăiască, nu pocăitul să, să devină bat jocoritor. Aici e o taină mare pe care trebuie să o înțelegeți, nu privi în stânga. La, ignoră bat dar există privirea aceasta în dreapta. Și Domnul Iisus se întoarce spre deapta și zice tâlharul, Doamne, văd că Tu nu ești unul de pe pământ. Mie mi se cuvine o sânda, că sunt un criminal, dar Tu ești din altă împărăție. Văd pe fața Ta un chip, ca un chip de fiu de Dumnezeu. Tu ești un rege, tu ai un regat, ai un părăție. Am o rugăminte. Probabil că sunt ultimile clipe înainte să mor, mi s-a scurs tot sângele. Inima îmi bate tot mai greu, simt ca am aritmii. Cred că mă sting, înainte să mă sting, te rog un lucru, promitem că atunci când vei fi împărăția ta, îți aduce aminte și de mine. În dreapta sunt oameni serioși, oameni cinstiți, în dreapta sunt oameni care, care fac voia lui Dumnezeu. S-ar putea să vedem în stânga și în dreapta, o mie să cadă alături de tine, zece mii la dreapta ta, de tine nu se apropie. Nu te uita la cel căzut uh, și nu, nu îl bat jocorii. Dă slavul lui Dumnezeu că ești în picioare, că te ține Dumnezeu în brațele Lui. Este un verset la care meditez de câțiva ani de zile și vreau să pregătesc un mesaj, și anume, cine stă în picioare să-i aseamă. Mulți pocăiți de-ai mei cu ani grei de pocăință au pus embargo pe împărăția lui Dumnezeu. S-au plantat la poarta raiului cu un biblioc mare de jumătate de metru. Tu în iad cu tine, dar cine ești tu, măi? Pui de Dumnezeu. Numai Dumnezeu e cu raiul și cu iadul. Eu îl văd pe Dumnezeu în iubirea Lui, în dragostea Lui, într-o permanentă dinamică de împrospătare a informațiilor, de actualizarea datelor. O, deodată zic despre un om, îl voi prăpădi, îl voi nimici. Dar dacă omul ăla se întoarce, mi milă de el și îmi pare rău și de rău pe care aveam să-l fac. Pentru că Dumnezeu ne tratează prin har, nu prin lege. Frați și surori, îl rog pe Dumnezeu să ne umple inima de har și de milă. E plină lumea de judecători, e plină lumea de batjocoritori, e nevoie de oameni miloși, de oameni plini de mila lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să înțelegem asta. Milă voiesc, nu jertfă. Jertfă, frate, să predic, să tun și să fulgeri de la învon. Nu, să-ți fie milă. Să-ți fie milă. Da, știu eu de ce sora aia n-are copii. Stai liniștită, sora, nu-i pedeapsă de la Dumnezeu. Asta e și o paranteză profetică, nu are nicio legătură cu subiectul. Și părinții bisericii au, cești au fost preocupați de ideea asta, dacă cumva infertilitatea este o pedeapsă de la Dumnezeu. Păi nu este, că toate femeile de pe pământ ar trebui să fie sterpe, că toți suntem o apă și un pământ fără Hristos. Nu! Infertilitatea poate să fie un plan special al lui Dumnezeu. Iar copiii sunt un dar, unul dintre milioanele de dauri, o moștenire, una dintre milioanele de moșteniri. A așa că, dragă Ana, care ani de zile sau zeci de ani de zile ai fost înțepată de penina. Vezi, în copii și dacă i ai, nu cumva ți-a dat Dumnezeu și dacă ți-a dat Dumnezeu, de ce trebuie să te lauzi? Ca și cum tu ai nu știu ce privilegii, dragă Ana, Dumnezeu m-a îndemnat să spun că te iubește, că ești o adevărată doamnă, o adevărată pocăită și Dumnezeu are un plan cu tine și ești frumoasă și ești prețuită în ochii lui Dumnezeu. Iată că în seara aceasta Domnul a rânduit să-ți ia apărarea, slăvi să fie Domnul în veci. Nu știu de ce am ridicat așa tonul, oricum dumneavoastră vă văd atât de aproape de mine și atâta de cuminți. În dreapta să știți că sunt, mai sunt niște lucruri, zice Domnul Iisus, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, dacă mâna ta cea dreaptă, dragă frate care abia era imediat cu mâna în buzunar pe piatră, aduți aminte că mâna aia dreaptă care ia bolovanul e foarte vinovată. E foarte vinovată. Știți cât de vinovată este? S-a terminat biserica, noi avem miercuri seara la Arad, ca să mă pot duce joi seara. Sunt două biserici în care slujesc, în Gheoroc și în Arad. Și uh, am zis, fraților, vreau să avem o întâlnire, o discuție de 40 de minute, numai cu bărbații. Și am, am pus întrebarea asta, m-a frământat. Bărbații vreau, dar ca bărbații, să ridice mâini curate spre cer, fără cârtire și fără îndoieli, să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și le-am spus, fraților, mă frământă de câteva zile, azi noapte n-am putut să dorm. Nu vi se pare că e penibil? De ani de zile, de luni de zile, vin oameni în față la ungere condelăm, ne rugăm pentru ei și nu se întâmplă nimic. Și rămân la, în, înapoi pe liste. Nu vi se pare că e ceva ciudat? Și am zis, haideți să ne gândim care sunt lucrurile care spurcă mâinile bărbaților. Frații mei pocăiți, bărbați, dacă dumneavoastră v-aș spune și v-aș citi lucrurile care spurcă mâinile bărbaților pocăiți, mulți dintre dumneavoastră nu ați lăsat doar piatra, ați fugit ca Ioan Marcu de nu v-ar mai prinde nici vulpea. Și ne-am pocăit, n-am stat 40 de minute, până către 12 noapte am stat. Și ne-am rugat, și ne-am pocăit înaintea Domnului și l-am rugat să ne sfințească mâinile. Asta a fost miercuri. Joi. O soră din biserică m-a chemat, m-a sunat, frate păstor, mor. Tânără, de vârsta mea, mor. Medicii nu mai dau nicio șansă, sunt în, în, în pat, întinsă. A venit ambulanța, a zis că nici nu are rost să mă ducă. Un blocaj uh, cerebral cu nervul, sciatic din coloană până în călcâi. Nu se mai putea mișca. m am dus și întrântește în față diagnosticul. E și scris de doctor, poate că este vreun medic aici, scrieți foarte frumos. Foarte frumos scrieți, asistentele de la farmacie înțeleg exact ce scrieți. E, e suficient. Și -mi arată, nu știu câte chestii, vă spun drept, m-am întărătat un pic în sinea mea și am zis, Doamne, ca și împăratul lui Israel, dar, dar cine sunt eu? Dar cine sunt eu? Nici măcar nu știu să citesc diagnosticul ăsta. Eu sunt un netrebnic de rob. Și am zis, soră, nu știu ce scrie aici. Nici nu știu ce trebuie să fac. Dar uite ce spune Biblia, că trebuie mărturisire înainte de ungerea cu că pentru asta m-a chemat. A plecat fata ei într-o altă cameră și a zis, soră, dacă ai ceva de mărturisit. Nu, a avut, ne-am rugat, am chemat fata, ne-am rugat, nu s-a întâmplat absolut nimic. Eram așa, nu știu, întors pe dos cumva, fiind și tânăr în slujire, nu prea am avut așa parte de inițiere în practica pastorală, dintr-o dată m-am trezit că trebuie să fac lucruri. Nu Numai Domnul și și îmi plec. Când m-am întors înapoi, deschid ușa și am zis, soră, duminica avem marea sărbătoare de ziua mulțumirii, în nu știu că trei ani de zile, patru ani de când ne-am mutat în biserică. Aveți cinci minute să mărturisiți cu un Domn nu vă vindecat. Știa, dă să râdă cumva, să zâmbească, dar durerea, nu. Domnul, nu să-ți asculte, rugăciune. Și am plecat. M-am dus acasă. A venit duminica. Când ajungem duminica, eu reparam ceva la mașină, nu știu ce sunt și mecanic, mă pricep un pic. Să pun apă la ștergătoare, să verific uleiul, câteva chestii. Și când ea, văd un taxi coboară, coboară o doamnă cu fata ei. Ea mirată că eu nu sunt mirat, eu mirat că nu mi-a mai adus aminte. Eu, eu, am uitat pur și simplu. Frate, zice, cumva să-și arate, să-și bifeze prezența. Oh, sora Emilia, tu ești. Domnul, după ce ai plecat, la câteva ore, m-am ridicat din pat și Domnul m-a vindecat, frate, și a început să soară în parcare. Bun, am zis, 5 minute. S-a terminat, cred că fratele Vasile Bojor a fost atunci la, la slujire, s-a terminat slujba și a zis, biserica este liberă. Și când am zis, dau cu ochii de ea. Și am zis, sora Emilia, te rog să mărturisești cum Domnul. Nu a trebuit 5 minute, în 30 de secunde, cu lacrimile, nu până în barbă, până în pământ, femeia aceasta am mărturisit cum Domnul s-a atins de ea, dar știți de ce? Că noi bărbații, care de zeci de ani de zile am predicat numai despre baticul și fusta femeii, și am lăsat petele de sânge pe mâinile noastre și zice Dumnezeu, când veniți să vă rugați, îmi întorc spatele la voi și mă ascult că mâinile vă sunt mânjite de sânge și de păcat. De aceea în seara aceasta rog pe Dumnezeu, Doamne, spală mâinile bărbaților, Doamne, să nu mai fie mâini pătate, ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Iată cu ce începe, nu cu frustrare, nu cu nemulțumire adresată la adresa lui Dumnezeu, ci cu pocăință. Sfințește-mă, Doamne, sfințește -mă mâinile, sfințește -mă ochii, privirea, vorbirea, strimați bărbați. Haideți să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Și după aceasta, Dumnezeu a o, o suită de minuni care le-a declanșat în biserică. O soră a fost vindecată de cancer. După aceasta, tot tânără, mai tânără decât mine. A zis medicii, doamnă, n-ai nicio șansă. Singura ta șansă ar fi să rămâi însărcinată și tot organismul tău s-ar regenera pentru că a recidivat cancerul după o serie de citostatice. Și a zis, numai dacă, dar cum este imposibil să rămâi însărcinată, eu sunt rezervat. Și a venit și a zis, frate, au zis medicul că numai o minune dacă se petrece. Și am zis, soră, stați un pic sunteți într-o biserică pentecostală care crede în proroci și minuni. Iubită biserică, e dumneavoastră mai credeți în proroci? Crezi tu în proroci împărate Agripa? Nu te chinui să improvizezi un răspuns. Știu că crezi împărate. Și am zis, soră, minune trebuie. Minune să se întâmple. Ce credeți? Ne-am rugat pentru ei, am făcut ungerea cu un de lemn, în două luni de zile. A rămas însărcinată, a născut un băiețel. Atât de frumos, aproape de un an de zile. Și femeia asta îi dă slavă lui Dumnezeu. E implicată în departamentul social al bisericii și merge și vizitează bolnavii. Domnul face minuni, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. De aceea, Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze, să rezolvăm problemele și păcatele care se fac cu mâinile noastre drepte. Și în final, privirea înainte. Nu mă mai uit ca să nu mă lungesc înainte. Știți ce ne-a dat Dumnezeu? Un viitor și o nădejde. Amin? Un viitor și o nădejde. Află dumneata, soră, care ești în depresie. Poate că și gânduri suicidale a avut dumneata, frate, care ești în depresie. Care ești în... Ai atacuri de panică, frică și nu mai știi. Nu uita. Nu norul este veșnic ci soarele acel ce vinge și rămâne stăpân în urmă el, slăvi să fie Domnul în veci. Frați și surori, priviți în sus, nu mai priviți în spate că n-aveți ce. Numai dacă sunt păcate, mărturisiți-le și rezolvați-le. Nu mai priviți în urmă, numai dacă găsiți minunile lui Dumnezeu să vă lăudați cu ele. Înălțați paharul izbovirilor. Astăzi vă rog să vă duceți acasă. Am rugămintea asta la dumneavoastră. Duceți-vă acasă, soțul și soția. Și ziceți așa, dragul meu, iubi. Nu? Iubi, nu? nu ca Elcana. Ei, Ano, pentru ce plângi, știi? La început, în primul an, iubi, iubi. Și după aceea, ei, tu, Ano. Stai, cred că nu așa se vorbește la dumneavoastră în casă. Și spui așa, Drag, dragul, dragul meu Elcana, avem 40 de ani de căznicie, de, de 20 de ani, 30 de ani. Uite, tu scrii 10 minuni ale lui Dumnezeu pe care le-am văzut în familia noastră, separat. Și eu voi scrie 10 minute, minuni separat. Le vom pune împreună. Vom lua o zi de post. Uitați o întrebare. Când la nivel de familie ați luat o zi de post înaintea lui Dumnezeu, în care numai să-i mulțumiți, să aduceți o jertfă de mulțumire? Oh, uh, stați un pic, frate, că n-am luat niciodată. Tu ne întrebi când am luat ultima dată? Nu am luat niciodată. La nivel de familie, periodic, o la o lună, la două luni de zile, avem o zi de post în care nu cerem Domnului nimic, nu mai mulțumim. Înălțați paharul izbăvirilor, nu vă uitați în jos la valuri, uitați-vă în sus la Isus Hristos Domnul, nu vă uitați în stânga la batjocoritori, uitați-vă că în dreapta tot har. dar un tâlhar smerit cu inima frântă, când vă uitați în dumneavoastră, nu căutați acele lucruri care vă evidențiază, lasă că le vede Dumnezeu, faptele noastre mărețe, să ne lăudăm cu ele, le vede Dumnezeu, caută faptele Alea care trebuie mărturisite înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să privim înainte, cu având Dumnezeu ne-a dat un viitor și o nădejde, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz și stăruiți în rugăciune. Voi vi să ne ridicăm în picioare. Permiteți-mi să fac o rugăciune pentru dumneavoastră și vă rog să mă lăsați, să mă las călăuzit de Domnul, așa cum mă va lumina El și îl rog pe Domnul să mă călăuzească în rugăciunea aceasta profetică și Domnul să lucreze. Ne smerim în duc de rugăciune și mă voi ruga, Tată, îți mulțumesc că m-ai învrednicit să stau în fața Sfinților Tăi de la Emanuel. Oameni pentru care ai murit pe cruce, stând cu mâinile întinse și zicând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În seara aceasta, Doamne, ne pocăim înaintea Ta. Noi bărbații, ne noi și telefoanele noastre, noi și lucrurile care au mânjit mâinile noastre, Doamne. Vrem să declanșez minunile la Emanuel, vrem să fie vindecați bolnavii, vrem să fie despedicate rugăciunile blocate de ani de zile, Doamne. În numele Lui Isus Hristos aduie liberare, Doamne. Mă rog pentru surorile acelea care sunt bolnave și sunt blocate acolo în boala lor și inima s-a făcut rea. Doamne, cine are inimă bună să cânte, mă rog pentru surorile mele, să nu-și piardă inima bună din cauza suferinței, să înalțe cântări de laudă și în urma laudelor lor vor vedea biruința lui Dumnezeu. Aduie liberare, Doamne! Dacă în seara aceasta sunt aici mă, părinți care-și aduc copiilor care au legături străine de droguri, de tutun, de alcool, de jocuri de noroc, de cazinouri, Doamne Dumnezeul nostru, în numele Lui Isus Hristos, rupe legăturile străine, Doamne! Doamne, rupe lanțurile păcatului, adu eliberare, Doamne, Dumnezeu nostru, adu biruință. O, suntem bombardați cu oferte și din stânga, de la batjocoritor și din dreapta și din spate diavolul vine și ne tulbură. Noi vrem în seara aceasta, Doamne, să ne impunem, să ne propunem, să ne uităm în sus. De acolo vine izbăvirea. Suntem tentați să ne uităm la munți. Să ne aducem aminte de nu știu ce peșteri, să ne aducem aminte de nu știu ce stânci, de nu știu ce cunoștințe și avocați din trecut. Îmi ridic ochii spre munți de unde îmi va veni ajutorul, dar am înțeles în seara asta că ajutorul nostru vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Doamne, întărește credința noastră, Doamne, pentru vremea grea care urmează și pentru o suită de încercări care vor veni în unele familii. Doamne, insist înaintea ta în seara aceasta pentru aceia care au credința șubredă, pentru aceia care sunt vulnerabili, Doamne, mărește-le credința, Doamne, ca în momentul în care diavolul atacă scutul credinței, să stingă toate săgețile arzătoare ale celui rău, dă biruință fraților și surorilor, toată familia Doamne să ajungă în cer, stă mama aceea și tatăl acela, care cândva au văzut minunile tale în biserica asta și vindecările tale și stau de multe ori dimineața și zic, Doamne, în miez de noapte se trezește și zic, Doamne, în viața asta oare mai ajung eu să văd minunile acelea? Oare mai ajung eu să văd cum lucrez prin Duhul Sfânt? Cum făceai altădată dată când ridicai oameni pe sus? Când vedeam bolnavii vindecați? Da, vei vedea cu ochii tăi, pentru că Domnul își proslăvește numele. Domnul este același ieri și în veți el nu se schimbă. O, Tată, te rog în seara aceasta, cercetează-ne, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Mă rog pentru predicatorii, Doamne, slujitorii altarului, care trec pe la învonul acestei biserici, Doamne, umple-i cu Duhul Sfânt, dă-le darul de cunoștință, dă-le darul deosebirii Duhurilor, Doamne, dă-le darul de putere, Doamne, de credință, darul minunilor, când slujitorii, păstori, prezbiteri, diaconi fac o ungere cu un delem pentru un bolnav, Doamne, adu vindecare, el rafa Dumnezeu care vindecă. Doamne, Dumnezeul nostru, mulțumim pentru părinții aceia, care vor vedea împlinirea rugăciunilor lor și îți vor da slavă în ziua aceea și vor zice cu adevărat, Domnul și-a adus aminte de rugăciunile mele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit să stau în fața Sfinților Tăi. E un har pe care mi l-ai făcut și pentru care sunt dator să-ți mulțumesc, Doamne. Te binecuvintez. Mergi în casa unde nu mai este pace. Mergi în casa aceea unde divorțul bate la ușă pentru că orgoliul și pentru că influențele lumii și pentru că influențele telonovelelor turcești au invadat, au schimbat percepția despre căsătorie și nu se mai luptă, nu se mai vrea binele. Doamne, înmustră Duhul de divorț și adu biluință și binecuvântare, Doamne. Adu înțelegile și armonie în familie. Adu pace, Doamne. Păcatul a reușit să facă ravagii, dar te rog prin Duhul Sfânt să aduci mângâiere. M-am rugat, Doamne, în numele lui Isus și cred din toată inima că m-ai ascultat. De aceea îți mulțumesc, te laud și te slăvesc în veci. Amin.